trei lucruri care te vor ajuta să iei decizii bune în business și nu numai. Primul dintre ele este că trebuie să înveți să tai. O decizie este prin definiție o alegere între două variante din care una rămâne în urmă pentru totdeauna, adică ai tăiat-o și cealaltă devine cale de urmat, de la particula cidere care înseamnă a tăia. Asta e primul lucru pe care să-l ții minte. O decizie înseamnă implicare totală într-o cale și renunțare la altă cale. O decizie nu e o alegere, nu e mă întorc în decizie, am rămas cu decizia actuală. Al doilea lucru important este că e musai să ai criterii clare de la început. Majoritatea oamenilor iau greu decizii pentru că nu știu pe ce criterii să ia decizii și ajung în emoția momentului în care trebuie să zică da sau nu și din cauza emoției iau decizii la impuls. Al treilea lucru important este că deciziile în business nu sunt egale între ele. Trebuie să te gândești care sunt cele mai importante decizii să te concentrezi pe alea. Și pe alea mai mărunte, deleagă-le sau elimină-le. Asta să facem business.